Hello, dragilor! Eu sunt Anda și azi am revenit cu un nou clip. Astăzi o să vă recomand câteva cărți pentru copii care, din punctul meu de vedere, reușesc să ne facă ziua mai bună și care ar trebui să strânească zâmbetul pe orice chip. Acestea se potrivesc pentru absolut orice persoană, cel puțin eu în momentul de față lecturez astfel de cărți, însă, de asemenea, sunt recomandate cu precădere celor mai micuți. Acestea fiind spuse, haideți să trecem direct la clip. O să încep complet aleatoriu cu prima carte, și anume Emil și detectivii de Erich Kästner. Mulți copii o citesc acum și mi se pare că părerile sunt împărțite, însă cel puțin mie când am citit-o mi-a plăcut super, super mult. Are și câteva ilustrații, dacă mă țin eu bine minte. Pe la începutul cărții, o să vă arăt acum. Mi se pare o carte potrivită pentru cei care caută cărți cu mister și care de fiecare dată au tendința de a căuta cărți detective și cu o tentă așa polițistă. Așadar, în caz că vă plac cărțile pentru copii și de asemenea cărțile Agatha Christie, de exemplu, consider că aceasta e cea mai bună combinație pentru voi. Avem câteva personaje memorabile care se regăsesc în carte și, din punctul meu de vedere, v-ar putea face ziua mult mai frumoasă tuturor. O să vă citesc acum și sinopsisul. Probabil cel mai cunoscut roman al literaturii germane pentru copii, Emil și detectivii este o poveste aparent simplă despre un băiețel dintr-un oraș de provincie, plecat singur cu trenul la Berlin, care se transformă însă într-o aventură palpitantă cu un hoț și niște urmăritori mai puțin obișnuiți. Cartea lui Erich Kästner este o poveste impresionantă despre prietenie și despre victoria inocenței asupra răului. Următoarea carte este Orașul cel prietenos de Roald Dahl. Sunt sigură că ați citit această carte sau dacă nu ați citit-o încă, ce mai așteptați, e o carte minunată. Eu am lecturat-o acum vreo câțiva ani, am în această ediție ceva mai veche, care din câte știu nu se mai regăsește acum pe piață. Însă, în momentul acela am citit-o foarte repede. Acțiunea este una foarte, foarte bine conturată și clădită. Avem de-a face cu un uriaș care fură o fetiță și aceasta crede de asemenea că este un uriaș rău, pentru că toți care se regăsesc în această carte sunt niște uriași care vor să mănânce oamenii, însă el era total diferit și încerca să o ajute pe Sophie, pe fetița noastră. Așadar, între cei doi se va clădi o prietenie unică și care va dura tot mai mult timp și va trece peste fiecare obstacol. Este o carte minunată în care regăsim niște personaje memorabile clădite de acest autor și create tot de el. Mi-au plăcut super, super mult acțiunile în sine și totodată modul în care s-au combinat fiecare element în sine. Are de asemenea în centru prietenia și acest subiect consider că trebuie revăzut și totodată descoperit de fiecare copil în parte. Așadar, și această carte este o lectură pe care nu aveți cum să nu o îndrăgiți și nu are cum să nu vă ajungă la suflet. Următoarea este O buclă în timp de Madeleine Langle. O carte pe care am citit-o din nou anul trecut, mi se pare, însă că reacțiunile mi-a rămas vag în minte. Știu că în momentul acela mi-a plăcut super, super mult și chiar o consideram una dintre cărțile mele preferate. Știu că avem de face cu călătorii în spațiu și în timp, cu personaje memorabile, cu niște acțiuni foarte bine conturate și clădite. Din câte știu, avem de face și cu câteva doamne, doamna ce, doamna care și doamna cine, care ajută acești doi copii pe care îi regăsim aici pe copertă să-și găsească tatăl care a fost pierdut de mult, astfel încât creează bucle în timp și reușesc așadar să treacă peste niște aventuri și peste niște obstacole la care nici nu te-ai fi gândit. E o carte super interesantă, cu o acțiune foarte, foarte bine conturată și care de asemenea are un fir narrativ de această dată. Nu cred că avem ceva de învățat din ea, însă pur și simplu povestea în sine este una super interesantă. O altă carte este Pasăre cântătoare de Catherine Erskine, o carte potrivită atât pentru cei mai micuți cât și pentru cei mai avansați în lectură. E o carte despre suferință, despre cum o boală aparent inofensivă reușește să schimbe un om foarte, foarte mult, despre cum automutilarea sentimentelor poate fi o consecință a ceea ce simțim, despre cum oamenii tot timpul judecă persoanele care nu au neapărat niște dureri fizice, ci niște dureri sufletești. Este o carte foarte sensibilă care te-ar putea pune tot timpul la gândire, care ți-ar pune mintea la contribuție și care reușește să descopere câteva ascunzișuri din sufletul tău, câteva puncte mai sensibile. E o carte pe care cu siguranță vă recomand și cu care nu aveți cum să dați greș.
Vorbind de cărți despre o oarecare suferință sufletească, am de asemenea și Minunia și cartea lui Julian de R.J. Palacio. Aceasta este o carte auxiliară, o continuare a romanului Minunia. Sunt sigură că ați auzit de această carte pentru că este foarte, foarte populară și multă lume o lecturează în ziua de astăzi. Eu am citit-o acum vreo câțiva ani și țin minte că a reușit să mă facă să plâng chiar la niște scene care sunt pur și simplu foarte simpliste, însă care au reușit să mă atingă pe de-a întregul. E o carte cu multe perspective, toate acestea fiind privite cu precădere pentru situația personajului nostru principal. Această carte se bazează pe ideea că nu trebuie să judeci un om după chip și după sentimentele și după ascunzișurile sufletului său. E o carte foarte sensibilă, de această dată a reușit să mă impresioneze foarte, foarte mult în momentul în care am citit-o. Cu siguranță aș vrea să o recitesc la un moment dat, pentru că îmi dau seama că am uitat unele detalii. E destul de grosuț, are 334 de pagini, însă se lecturează foarte ușor și pur și simplu învățătura pe care am desprins-o din ea și acele mici detalii care au reușit să-mi rămână în suflet de-a lungul timpului și de-a lungul anilor, au reușit pur și simplu să mă facă să cred că această carte este una minunată și că tot timpul avem ceva de învățat din ea. Continuarea ei, cartea lui Julian, îl privește de această dată pe personajul nostru negativ, care tot timpul își bătea joc de August, cel care ne este prezentat în carte și care are câteva defecte faciale. Ei bine, acest Julian își bătea tot timpul joc de el și căuta tot felul de subiecte pe seama lui, de subiecte care să-l jignească și care totodată să-l facă o persoană închisă în el. Tot timpul l-am urât pe Julian, însă în momentul în care am descoperit și perspectiva lui și modul în care acesta gândea, iar până la urmă reușindu-se așadar să se calmeze și să se redreseze, să se descopere pe sine și să vadă că acest August este un om pur și simplu normal, însă care are un suflet de aur, a reușit și această carte să mă emoționeze, după cum puteți vedea, am ales foarte multe pasaje care mi-au plăcut și tocmai din acest motiv vă recomand ambele cărți din tot sufletul meu. Sunt minunate și cu siguranță vor avea câte ceva de învățat pe fiecare dintre voi. O altă carte pe care vă recomand însă, care este de această dată la polul opus, este Numără stelele de Louis Lowry. Această carte o are în centru pe o fetiță care face parte dintr-o familie de evrei și care a încercat alături de familia sa să se salveze de-a lungul anilor și să treacă peste războiul care a reușit să le curme viața. Un război care privea tot timpul evrei ca fiind niște oameni răi, niște oameni care ar trebui să moară, iar toată această carte privește perspectiva lor și modul în care au încercat ei să fugă de această lume criminală și de asemenea de acest regim totalitar. Este o carte din care din nou avem ce învăța și suferim alături de personajul nostru principal. Cu toate că această fetiță este încă un copil, are un suflet de om mare și reușește așadar să se descurce pe cont propriu și să învețe totodată foarte multe reguli care sunt impuse de societate în momentul acela. E o carte minunată pe care o puteți lectura lejeră într-o zi de vară, însă care vă asigur eu că o să vă încânte. Mai apoi aș vrea să vă mai recomand o carte scrisă de Neil Gaiman și anume Coraline. E o carte de această dată puțin mai creepy, mai înfricoșătoare, însă care cel puțin mie mi-a plăcut super, super mult. Subiectul abordat în carte este unul unic. Avem de-a face cu această Coraline, această fetiță, care a reușit să intre într-o cămăruță ce dădea către o lume nouă și total opusă față de lumea noastră. Acolo a întâlnit o familie ce a încercat să recreeze persoanele din viața ei și părinții ei totodată. Însă, după cum puteți vedea chiar de pe spate, aceștia aveau nasturi și aveau o înfățișare mult, mult mai ciudată. De asemenea, persoanele care ne sunt prezentate aici, cele înfricoșătoare și dintr-o lume paralelă, au încercat să o temenească pe Coraline să stea în lumea lor și să le fie fiica lor pe vecie. Aceasta va trebui să aleagă între a trăi într-o lume banală și a trăi într-o lume înfricoșătoare și complet opusă, așadar veți afla singur care a fost soarta ei doar citind această carte. Următoarea carte este, și v-am spus, Povestea așa de Florin Bican, o carte ce are în centru repovestirea basmelor și modul în care acestea au fost create ca fiind și având loc în zilele noastre. E o idee super originală care a reușit să mă prindă. Și din nou o carte pe care am reușit să o lecturez destul de recent. Îmi place super, super mult modul în care scrie acest autor și cu siguranță aș vrea să mai lecturez ceva de la el.
Ilustrațiile sunt foarte bine realizate și cred că acesta ar fi un subiect și un punct care să atingă fiecare copil în parte. În caz că sunteți niște adepți ale basmelor, cu siguranță această carte o să vă încânte și o să vă facă să râdeți până la lacrimi. E o carte minunată pe care chiar vă recomand. Bine că acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper tare, tare mult că v-ați regăsit măcar într-una dintre cărți sau măcar într-unul dintre subiectele pe care am încercat să le abordez astăzi. Până data viitoare, rămâneți aceiași oameni minunați cu vise mărețe. Pa!